Aeroportul internațional Maramureș va accesa un credit bancar în valoare de 60 de milioane de lei pe o perioadă de 10 ani. Împrumutul a fost aprobat de aleșii județenii la ultima ședință extraordinară, iar banii vor fi folosiți pentru a continua modernizările începute la aeroport. Mai exact, contractarea creditului bancar se face pentru finanțarea investițiilor prevăzute în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Este vorba despre extinderea și modernizarea terminalului pentru pasageri, creșterea siguranței și securității pasagerilor, respectiv achiziționarea de echipamente specifice. Pentru că este extrem de important ca lucrurile să funcționeze foarte repede și știu că există foarte multe probleme în ceea ce privește deschiderile de fonduri și fluxul de numerar care vine de la autoritățile de management, și atunci decizia este să propunem contractarea unui credit prin aeroport, adică un credit care nu este garantat de județul Maramureș, astfel încât să nu impacteze gradul de îndatorare a județului Maramureș, care în garanție va pune partea de utilaje pe care le-a achiziționat prin proiectele europene, pentru că este permis acest lucru. Drept urmare, nu vom avea un impact asupra bugetului Consiliului Județean. Acest credit va fi contractat pe termen mediu și el va veni în sprijinul implementării, pentru că este necesar un flux de numerar foarte mare. Spre exemplu, constructorul ne-a anunțat că în luna noiembrie, pentru că până în acest moment nu a depus încă nicio situație de lucrări, deși a lucrat deja de foarte mulți bani, în luna noiembrie va depune în total cereri de situații de lucrări în valoare de peste 90 de milioane de lei, iar în luna decembrie va depăși 110 milioane de lei. Asta înseamnă că noi trebuie să fim pregătiți cu un flux de numerar foarte ridicat, să putem să sprijinim antreprenorul pentru a putea realiza lucrările cât mai repede și cât mai bine calitativ, pentru a asigura furnizorii de la aeroportul internațional că lucrurile funcționează și că nu îi blocăm din punct de vedere financiar, așa cum se întâmplă, din păcate, pe la alte instituții sau alte lucrări care nu țin de noi. De aceea, la fiecare lucrare pe care o avem, noi trebuie să ne asigurăm că avem numerarul. În acest moment, Consiliul Județean, în afară de credite și finanțări rambursabile pe care le are, nu are niciun fel de datorie spre vreun furnizor, spre vreun constructor, deși avem deja lucrări serioase care se demarează, plăți pe care le facem destul de des, foarte mari, dar țin foarte mult la acest aspect. La noi nu stau facturile pe masă, la noi nu stau situațiile de lucrări pe masă, la noi merg mai departe pentru că ne interesează ca fiecare constructor să aibă siguranța că își primește banii, iar noi să putem verifica calitatea, să ne asigurăm că timpul de execuție este cel pe care le-am stabilit și să ne asigurăm că absorbim banii pe care ne-am angajat că îi absorbim. Proiectele aeroportului sunt în grafic, spune președintele Ionel Bogdan, care mai dă asigurări că administrația județeană nu se află în pragul unui faliment. În ceea ce privește celelalte două proiecte cu finanțare europeană, pentru că știți, mai avem încă două proiecte cu finanțare europeană, vorbim de remiza PSI la aeroportul internațional Maramureș și echipamentele. La echipamente, estimarea pe 2023 este că vom absorbi toți banii. Deci pe echipamente 60 de milioane de lei plus TVA vor fi absorbiți, adică până la concurența sume pe care i-am contractat.
În ceea ce privește remiza PSI, din 28 de milioane care este contractul de execuție în execuție la acest moment, vorbim de un rest de 8,5 milioane de lei, deci pe drumurile perimetrale și remiza PSI, estimarea până la finalul anului. Deci lucrurile sunt într-o direcție foarte bună, nu dăm faliment cum poate ar vrea alții, ci dimpotrivă, eu zic că ne descurcăm și facem treabă pentru ca lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o dorim cu toții în Maramureș, pentru dezvoltare, pentru creștere economică, a creșterea potențialului de afacere aici în județul Maramureș și, evident, pentru bunăstarea cetățenilor județului Maramureș.